Salut! Salut! Spune-mi, te rog frumos, cine ți-a spus de casele de aici, din ansamblu, sau cum ai aflat, practic, de ele și de ansamblu? Păi, căutam să ne luăm casă, am căutat pe net. În principal, fugeam de ansamblurile rezidențiale, pentru că pe lângă costul casei mai era un cost de administrare al cartierului și alte nebunii de genul ăsta. Dar am zis, hai să încercăm. Că ne-au plăcut cel puțin din poze cum arătau, ne-au plăcut cum erau. Și am dat un telefon, prima întrebare a fost cine administrează cartierul? Și ne-a zis că nu există firmă care să administreze cartierul, noi avem, ne administrăm noi tot individual. Și am stabilit o întâlnire cu Robert. Am venit, am văzut, mai eram cu un prieten care este inginer constructor de meserie și a lucrat la ansamblul rezidențiale. Și la final, după ce am terminat vizionarea, l-am întrebat părerea lui că sunt botă, n-am nicio treabă cu, adică putea să-mi spună Robert orice, că n-aveam nicio treabă cu nimic. Și a zis, bă, e ok, eu dacă ar fi, m-aș muta aici de mâine. Mai ales că a văzut casa care era terminată, plus alte case care erau în construcție, a vrut să le vadă. Și ni l-a arătat Robert fără nicio problemă și din punct de vedere al construcției, să spun, al structurii, este tot în regulă. Ce îți place la casă cel mai mult? Câteva lucruri care îți plac și care ți-au plăcut de la început? În primul rând, este o casă pe parter, exact ce căutam noi. Ne place cum este împărțită. Compartimentarea. Faptul că, exact cum ne doream noi, noi într-o vreme căutam să ne luăm teren, să ne facem casă, dar ne-am dat seama că nu ne încadrăm cu banii. Sunt două băi, una dintre ele este în dormitor. Practic, dacă ar fi fost să ne desemnăm noi casa, cam pe tipul acesta ar fi fost. Inclusiv faptul că terasa este făcută bine, trebuie să o acoperim noi. Pur și simplu am luat casa și tot ce a trebuit să facem a fost să o mobilăm. N-a trebuit să mai băgăm un leu în ea. Ce ne-a promis? Aveți teren aici? Terenul este mare. Nu, momentan doar gazon și niște flori. Nu știu, poate în timp, la anul, să vedem cum evoluează. Până atunci mai avem niște lucruri de mobilat în casă. Dar, ce să zic, este construit așa cum trebuie să fie. Ansamblu, cum ți se pare? Oamenii de aici, ceilalți vecini? Vecinii, cel puțin până în momentul ăsta, sunt în regulă. Nu prea avem timp să ne cunoaștem pentru că e programul încărcat și cam toți avem cam același program, dar până în momentul de față n-au fost probleme. Este în regulă, iar ansamblu e bine construit. Ai loc pe stradă, nu cum am văzut în alte părți, că intră o mașină și dacă vrei să întorci, acolo ai rămas, trebuie să dai cu spatele. Strada este lată, e bine făcută, în principiu am mai zis. Poziționarea lui, ajungi ușor la muncă, e ok? Nu e foarte departe de București. Lumea când aude zice, ha, departe de București, lângă Balotești, dar ce să zic, am prieteni care stau, să spun, nu știu, în drumul Taberei și lucrează în București și fac, au zile când fac o oră, oră și ceva. În condițiile în care noi de aici până în București facem 40 de minute. Jumătate de oră, 40 de minute dacă este aglomerat. Deci distanța nu este o problemă și în al doilea rând când te hotărăști să te muți în afara Bucureștiului, îți iei niște lucruri în calcul. Sunt și avantaje și dezavantaje, dar pentru noi asta nu este o problemă. E practic exact ce ne-am dorit pentru că e liniște. E liniște, e aer curat, nu e nebunia din București. Dacă vreau nebunie, mă sui în mașină și mă duc în București. Am înțeles. Mersi foarte mult și mult succes în continuare aici. Mulțumesc la fel.